Carnea de porc neexaminată poate constitui un adevărat pericol, motiv pentru care cadrele sanitare recomandă atenție sporită la achiziționarea ei. Având în vedere că în perioada sărbătorilor de iarnă se consumă preponderent carne de porc, recomandăm populației să o consume doar după ce aceasta a fost verificată în laboratoarele de specialitate și să evite achiziționarea din locuri neautorizate. Comercianții din piețe sunt întru totul de acord cu medicii, recomandă clienților să ia doar carne verificată. Sunt nici imaginea șansului. Fii la Bădia Gheorghe că îmi dă cu un leu mai ieftin sau nu știu ce, sau că nu... Iei din piețe că este autorizată. Și siguranța, siguranța în primul rând. Că dacă e bucățică că la un copil și îmbolnăvești și zic, domne, că am luat de acolo și am luat cu 15 lei, n-am luat cu 16 sau cu 15-50. Dar în primul rând să gândesc la sănătate, că aici se poate întâmpla să lucrați, să cheltui mai mult. Potrivit medicilor, următoarele semne clinice ar trebui să vă determine să vă adresați medicului. Tulburări digestive, dureri abdominale, diaree, grețuri, vărsături, care apar la una-două zile după consumul de carne infestată, febră, edeme la ploape și la față, însoțite de conjunctivită și dureri musculare.